Comisarii Gărzii de Mediu din toată țara s-au aflat în grevă de avertisment astăzi pentru 2 ore. Acțiunea lor vine ca urmare a faptului că ultimele 2 greve spontane nu au reușit să impresioneze pe oficialii de la Ministerul Mediului, cărora în repetate rânduri le-au solicitat majorarea salariilor. Dacă nici de această dată nu vor obține mai mulți bani la lefuri, atunci ei vor intra în grevă generală. Angajații Comisariatului Județean ai Gărzii de Mediu au fost în grevă de avertisment pentru 2 ore. În acest timp, ei nu au făcut controle și verificări în teren. Comisarii Gărzii de Mediu sunt nemulțumiți că de la înființarea instituției, adică din anul 2008, nu au beneficiat de nicio majorare salarială. Asta este prima grevă de avertisment. S-au încercat niște negocieri cu atât cu conducerea gărzii cât și cu ministerul și nu s-a ajuns la niciun rezultat și atunci am declanșat astăzi o grevă de avertisment. Urmărând sunt problemele salariale. Comisarii Gărzii de Mediu au niște salarii foarte mici care nu au mai crescut din anul 2008. Și am solicitat să se respecte decizia Curții Constituționale și să avem aceleași salarii cu cei de la Garda Forestieră. În acest moment, salariul maxim la Garda de Mediu ajunge la 2200 de lei net, în timp ce salariații de la Garda Forestieră au mai mult decât dublu. Comisarii de mediu care au ieșit la protest au afișat pancarde care începeau cu formula știați că... Știați că în timpul serviciului de permanență, neplătit și efectuat după orele de program, comisarii trebuie să fie pregătiți ca în orice moment să se deplaseze la intervenții fără a mai putea desfășura și alte activități, inclusiv sociale și familiale. Știați că suntem amenințați și suntem într-o permanentă stare de pericol în timpul controalelor la care se constată încălcări ale legislației de mediu. În plus, comisarii Gărzii de Mediu mai spun că, deși redactează acte cerute de instituțiile care derulează proiecte europene, ei nu primesc niciun ban. Dacă nici acest protest nu va avea rezultatul cerut de către salariați, atunci toți comisarii Gărzii de Mediu din țară vor declanșa grevă pe termen nelimitat.